Noi dispută între guvern și primărie. Ministrul Muncii și Protecției Sociale a anunțat că din luna mai asistenții personali din Chișinău, care au fost demiși de municipalitate sau le-a fost tăiate lefurile, vor fi reangajați de minister. Pentru asta va fi creată în regim de urgență o nouă structură. În replică, primăria Chișinău susține că executivul a cauzat probleme grave în municipiu pentru că apoi tot el să le rezolve pentru a obține dividende politice. Precizăm că în urma acestui ping-pong între executiv și primărie, aproximativ 650 de asistenți personali au fost demiși, iar altor 550 salariile le-au fost reduse în jumătate. Noi nu puteam lăsa acești oameni care au în îngrijire rude, fără venituri, și nu putem admite ca lucrurile să stea în această incompetență a primarului Ciopan de a administra banii publici. Toți cei care au fost demiși ilegal vor fi reangajați în cadrul structurii ministerului. Iar noi, guvernul, vom realoca banii și vom impune ca acești bani să fie plătiți anume asistenților personali. Noi, în regim de criză, vom ajusta cadrul normativ și vom crea un serviciu de asistență personală pe lângă Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și începând cu luna mai a acestui an, toți asistenții personali care au avut de suferit de pe urma acțiunilor abuzive ale municipalității vor fi angajați în cadrul acestui serviciu. Guvernul susține că până atunci toți asistenții personali vor primi compensația unică lunară de 5.000 de lei pentru a-și putea întreține familiile. Fiecare asistent personal care a avut de suferit va primi sau a primit deja o notificare prin SMS la telefon și vor avea posibilitatea să ridice această plată de 5.000 de lei în timp de 2 săptămâni de zile. Asemenea, plăți vor fi realizate și în luna aprilie acestui an, iarăși pentru toți asistenții personali, iar în luna mai, asistenții personali vor fi angajați pe normă de plină, așa cum era firesc. După anunțul făcut de guvern, primăria Chișinău a reacționat. Aceasta a difuzat un comunicat în care acuză guvernul că a cauzat probleme grave la Chișinău, pentru că apoi tot executivul se anunțe că le rezolvă, strict pentru dividende politice. Este de datoria guvernului să asigure toți cetățenii țării în mod egal. Or, aducem aminte că doar Chișinăul și Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia au fost discriminați de guvern și au fost tăiate acele finanțări în programul Restart pentru asistență personali. Guvernul este direct responsabil de acest lucru. Oamenii așteaptă rezultate, nu declarații politice de pe ecranele televizoarelor, se spune în mesajul primăriei. Amintim că autoritățile municipale au decis să-i lase fără salarii pe mulți asistenți personali, iar altora să le lase doar jumătate din leafă, după ce guvernul a decis să excludă Chișinăul și autonomia găgăuză din programul Restart. Acesta prevede finanțarea asistenților personali din bugetul de stat. Argumentul executivului este că Primăria Capitalei și administrația de la Comrat au suficienți bani din bugetele locale pentru a-și asuma salariile pentru această categorie de angajați. După ce primăria a recurs la disponibilizări și reducerea salariilor asistenților personali, guvernul s-a adresat la CNA și în instanța de judecată pentru a restabili drepturile persoanelor prejudiciate. În total, în Chișinău sunt 2200 de asistenți personali. Peste 700 dintre ei sunt părinți care au în grijă copii cu dizabilități severe.